Casa de Cultură a municipiului Timișoara anunță cea de-a 15-a ediție a Târgului de Paști, un eveniment ce va aduce bucurie, culoare și tradiție în inima comunității timișorene. Desfășurându-se în perioada 31 martie-6 mai, târgul va transforma Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și Piața Traian în scene ale celebrării primăverii și ale renașterii spiritului comunitar. Târgul de Paști din Timișoara este un adevărat simbol al întâlnirii dintre tradiție și modernitate, oferind un spațiu vibrant unde divertismentul și cultura se îmbină pentru a crea o atmosferă de sărbătoare accesibilă tuturor. Este o ocazie unică pentru locuitori și vizitatori deopotrivă să exploreze și să se bucure de bogăția culturală a orașului. Deschiderea oficială a Târgului de Paști va avea loc pe 31 martie și marchează un moment de bucurie comună cu ocazia Paștelui Catolic, invitând la unitate în sărbătoare. Sunt menite să aducă oamenii împreună, între altele, alaiul primăverii, teatru și proiecții de filme pentru copii, activități și ateliere pentru a stârni imaginația celor mici, dans și spectacole live cu ansamblul Timișul, Teatrul Merlin, Alexandra Ungureanu sau Marius Mihalache.